Asociația sportivă Tebis Club Elite, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, organizează și anul acesta 3 turnee internaționale de tenis de câmp, PRT Women's Circuit, în perioada 16 iulie 7 august. Evenimentul constă în peste 50 de turnee organizate în 65 de țări, printre care și România, având 6 nivele de premiere de la 10.000 la 100.000 de dolari. La turnee participă jucătoare profesioniste care primesc din partea ITF și UTA puncte recunoscute în clasamentele internaționale. Competițiile organizate la Târgu Jiu sunt dotate cu premii în valoare totală de 30.000 de dolari. Pentru al doilea an consecutiv în Târgu Jiu se organizează unul dintre cele mai importante evenimente de tenis. Este vorba de o serie de trei turnee internaționale ITF Women's Circuit, cu premii de câte 10.000 de dolari fiecare. Competițiile se desfășoară pe terenuri outdoor cu zgură în cadrul bazei sportive Elite Club Târgu Jiu. Participarea de anul acesta include sportive din țări precum Argentina, Moldova, Franța, Germania, Venezuela, Italia, dar și două sportive din Târgu Jiu. Cele trei turnee fiind dotate cu premii în valoare de 10.000 de dolari fiecare turneu, puncte pentru câștigători vor fi alocate câte 12. Va fi atât proba de simplu cât și proba de dublu. Ne bucurăm din nou de o participare foarte, foarte numeroasă. Pe tabloul de calificări vor fi 64 de jucătoare, iar pe tabloul principal vor fi 32. De asemenea, avem o participare cu jucătoare din top 300 WTA, ceea ce ne bucură foarte mult. Sunt și jucătoare românce foarte bune, foste junioare care au fost în top 50 ITF. Meciurile vor fi arbitrate de 5 arbitri FRT, coordonați de arbitrul principal Andrei Bardan. Pentru primul turneu al FRT Women's Circuit 2016, tabloul principal cuprinde 32 de jucătoare, dintre care 8 vin din calificări.